lucrurile erau foarte așezate și foarte ok. Dar eu simțeam acut acel gol. Mi-am dat seama că am o rană majoră și din acel moment a început căutarea mea, vindecarea mea. Atât eu, cât și bebelina de 34 de săptămâni. Ei bine, dragilor, astăzi o să vedeți un vlog diferit față de celelalte în care am râs, am glumit, ne-am căhăit, am gătit, am cântat, am dansat și am avut prostioare. Asta pentru că astăzi o să vorbim despre dezvoltare personală și despre cărți. De-a lungul timpului am povestit în enumărate interviuri că fac terapie și că există niște cărți care pe mine m-au schimbat fundamental. Și bineînțeles, întrebările au venit de la voi. Care sunt acele cărți? Totul a început când aveam 27 de ani, vârsta la care eu am început să mă simt tristă, nefericită, aveam un gol în suflet tot timpul, deși în viața mea lucrurile păreau foarte ok și ar trebui să fiu mulțumită și încântată cu tot ceea ce aveam. Aveam o relație ok, construiam o casă, cariera mergea, aveam concerte, lucrurile erau foarte așezate și foarte ok. Dar eu simțeam acut acel gol. Până la acea vârstă am luptat să supraviețuiesc, să-mi plătesc o chirie, să-mi construiesc cariera și așa mai departe și n-am fost deloc atentă la ceea ce simțeam, am fost atentă doar la exterior și la cum să lupt, să supraviețuiesc și să-mi creez o situație. În momentul în care am obținut toate aceste lucruri, am început să fiu atentă și la ceea ce simțeam în interior. Ei, și din acel moment a început căutarea mea, a început vindecarea mea, a început terapia și lucruri cu mine. N-am ezitat să cer ajutor și astfel am început să fac terapie, să merg la un terapeut, un psiholog. Și tot atunci am început să citesc cărți de dezvoltare personală. Simțeam că am nevoie să acumulez cât mai multe informații și nu am dat greș pentru că de atunci, în anii care au urmat, m-am schimbat foarte, foarte mult și am devenit mai umană, mai empatică, mai fericită și mai mulțumită cu viața pe care o am. Un lucru foarte important pe care l-am învățat la terapie la vremea respectivă a fost faptul că de multe ori într-o dispută cu cineva, reacționăm doar 10% prezent și 90% trecut. Adică persoana respectivă cu care ne certăm nu face altceva decât să zgândere o rană pe care noi o avem nevindecată din trecut. Și noi dacă simțim o înverșunare și o suferință foarte mare și tindem să dăm 100% vina pe acea persoană, să știți că este complet greșit. Trebuie să ne gândim de două ori înainte și să ne dăm seama, să ne evaluăm suferința și dacă este o suferință mult peste situația reală, înseamnă că 90% ok sau 70% este din trecut și să nu dăm toată vina pe persoana respectivă și să ne dăm seama că noi totuși avem niște issue-uri și trebuie să le rezolvăm și că în prezent trebuie să reacționăm un pic mai ponderat. Și știind această teorie care este foarte importantă și este fundamentală în relațiile interumane, am reușit să mă schimb ca și om și să mă schimb în relațiile cu persoanele din viața mea, cu partenerul meu, cu echipa cu care lucrez, cu oamenii cu care interacționez. Asta pentru că până la acea vârstă eram foarte impulsivă și tot timpul aveam tendința să dau vina pe cei din jur pentru suferința mea. Pentru că nu eram conștientă de faptul că am niște răni complet nevindecate din trecut. Am etalat aici câteva cărți care mi-au plăcut și care m-au ajutat să mă dezvolt, dar astăzi vreau să vorbesc cel mai mult despre cartea care m-a schimbat complet și care este Biblia dezvoltării mele personale. Este scrisă de autoarea Liz Burboș, se numește Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine. Și de multe ori în interviuri am prezentat-o cu titlul Cele 5 răni care ne fac să purtăm 5 măști ca adult. Ei bine, Liz Burboș a scris foarte multe cărți și cariera sa a început cu această carte, de fapt, Ascultă-ți corpul, prietenul tău cel mai bun de pe pământ. Și aici povestește legătura între problemele psihologice și corp și că toate suferințele noastre se transformă în diferite boli. Este foarte, foarte bună pentru că atunci când avem o suferință fizică, dacă știm de ce problemă psihologică este provocată, știm să și o vindecăm. Așa că cu drag vă recomand această carte. Este foarte, foarte tare și citind-o, acum când am diferite probleme fizice, imediat îmi dau seama, fac laringită pentru că nu reușesc să mă exprim și nu reușesc să spun cuiva din viața mea ceea ce mă deranjează. Și chiar în trecut au existat vreo 2-3 ani la rând în care aveam laringită acută. Asta pentru că nu reușeam să mă exprim și nu reușeam să spun ceea ce simt unei persoane din viața mea. Foarte importantă cartea asta pentru mine, dar cea mai importantă este asta. Pentru că, citind această carte, mi-am dat seama ce răni am eu din trecut nevindecate, din copilărie. Mi-am dat seama cât de importantă este copilăria și relația pe care noi avem în primii ani cu părinții noștri. Este cea mai importantă perioadă din viața noastră pentru că atunci creierul se dezvoltă și acumulează, magazinează cea mai multă informație. Și exemplele noastre sunt
evident, părinții cu care creștem. Și ei sunt Dumnezeii noștri și cele mai importante persoane de pe pământ. Inevitabil îi copiem și luăm atât lucrurile pozitive cât și lucrurile negative. Ei bine, dragilor, ce vrea să zică Liz Bourbon această carte, care este foarte importantă după părerea mea? Cele 5 răni ale copilăriei sunt următoarele. Rana de respingere, care este în raport cu părintele de același sex. Această rană te face să porți masca de fugar mai târziu în viață. Rana de abandon, care este în raport cu părintele de sex opus. Mai târziu te face să porți masca de dependent în viață. A treia rană, rana de umilire, care mai târziu te face să devii un masochist, să-ți faci ție rău și să le faci rău celor din jur, să-i jignești, să te porți urât și așa mai departe. Patra rană este rana de trădare, care mai târziu în viață te face să devii un dominator și este o rană în raport cu părintele de sex opus. A cincea rană este rana de nedreptate în raport cu părintele de același sex. Rană care te face să devii rigid mai târziu în viață. Ceea ce este foarte important este că Liz Bourbon ne prezintă și cum arată corpul la fiecare rană. Acesta este fizicul fugarului. Respingerea este o rană foarte profundă, deoarece cel care suferă din cauza ei se simte respins în ființa lui și în dreptul său de a exista. Dintre cele 5 răni este prima care se manifestă. Apare foarte devreme în viață unei persoane. Un exemplu elocvent este cel al nou-născutului, care nu este de sexul dorit de părinți și copilul simte încă din burtică. Se întâmplă adesea ca părintele să nu aibă intenția de a-și respinge copilul, dar copilul se simte respins în orice circunstanță, în urma unui reproș sau din cauza nerăbdării sau a furiei unuia din părinți. Atât timp cât nu este vindecată, o rană se poate reactiva foarte ușor mai târziu în viață și se simte respinsă chiar și atunci când nu este. Acesta este fizicul dependentului. Dependență emoțională, ceea ce se întâmplă cu foarte multe femei, de exemplu, care nu se pot rupe din relațiile pe care le au și stau acolo și tot speră că bărbatul respectiv o se poarte frumos și așa mai departe. Rana de abandon este trăită în relația cu părintele de sex opus. Că o persoană care suferă de abandon suferă și de respingere. Când era foarte mică, acea persoană s-a simțit respinsă de părintele de același sex și abandonată de părintele de sex opus, care ar fi trebuit să se ocupe mai mult. Pentru că, atenție, părintele de același sex te învață iubirea de sine. Părintele de sex opus te învață iubirea față de parteneri. În cazul meu, femeie fiind, dacă mama mea nu se iubește suficient pe ea și eu voi fi o femeie, voi crește și voi deveni un adult care nu știe să se iubească. Dacă nu voi avea o relație de iubire profundă cu tatăl meu, nici eu nu voi ști mai târziu să iubesc viitorul meu partener. Absolut la fiecare rană îți prezintă caracteristicile. Rana de umilire, care te face mai târziu să porți o mască de masochist. Masochismul este comportamentul unei persoane care găsește plăcere și chiar satisfacție în suferință. Acea persoană caută durerea și umilirea, de obicei într-un mod inconștient. Face în așa fel încât să-i fie rău sau să se pedepsească înainte ca altcineva să facă acest lucru. Trezirea rănii de umilire se produce în momentul în care copilul simte că unuia din părinți este rușine cu el sau este teamă că părintelui va fi rușine cu el dacă este murdar sau dacă face o prostie, mai ales în public sau în fața familiei, când e prost îmbrăcat. Oricare ar fi situația care îl face pe copil să simtă umilit, jignit, comparat, lezat sau să-i fie rușine, în acel moment se activează această rană și mai târziu se va amplifica. Caracteristicile rănii de umilire. Cea mai mare frică, libertate, alimentația. Îi plac alimentele grase, grele, ciocolata, este bulimic sau mănâncă porții mici și multe. Este rușine să cumpere sau să mănânce prăjiturele. Boli posibile. La fiecare rană se prezintă și bolile posibile. Dureri de spate, umeri, gât, laringite și mai departe. Rana de trădare. Ajungi să fii un dominator și acesta este fizicul dominatorului. Această rană este activată la vârsta între 2 și 4 ani, în momentul în care energia sexuală se dezvoltă, angrenând astfel complexul lui Oedip. Este trăită în relație cu părintele de sex opus. Dominatorul își creează un corp care exhibă forță, putere și care pare să spună: sunt o persoană responsabilă, puteți avea încredere în mine. Dacă vedem un bărbat cu umerii largi, biceps bine dezvoltați, pieptul bombat și purtând un tricou mulat pentru a-și evidenția mușchii, vom ști că acel bărbat are o rană de trădare importantă. La o femeie dominatoare, această forță se concentrează mai degrabă la nivelul șoldurilor, a feselor, a pântecelui și a capselor. Cei care suferă de rana de trădare nu au reușit să-și rezolve complexul lui Oedip de când erau mici. Acest lucru presupune că atașamentul lor față de părintele de sex opus este mult prea mare, lucru care le va afecta relațiile afective și sexuale la vârsta adultă. Rana de nedreptate și devii rigid. Acesta este fizicul rigid. Această rană se activează în momentul dezvoltării individualității copilului, adică între 4 și 6 ani, aproximativ în perioada în care devine conștient că este o ființă umană, o entitate într-un întreg cu propriile lui diferențe. Trăiește această rană în relația cu părintele de același sex. Suferă din cauza răcelii acelui părinte, adică din cauza incapacității acesteia de a simți și de a se exprima. Caracter perfecționist, invidios, își blochează sentimentele, își încrucișează des brațele, fără alimente sărate în locul celor dulci, boli posibile, epuizare profesională, burnout.
Așadar, dragii mei, citind această carte, citind caracteristicile fiecărei rând și fiind apoi atenți la fizicul nostru, la alimentația noastră și la comportamentul pe care îl avem față de alte persoane, putem să ne dăm seama cu ușurință de ce probleme avem, ce rând nevindecate avem și în raport cu care dintre părinții noștri. Putem să avem o rană majoră sau putem să avem două sau trei răni mai mici. Eu una mi-am dat seama că am o rană majoră și de sub mai există încă o rană mai mică și am reușit să mi le vindec. Bineînțeles, nu trebuie să dăm vina pe părinții noștri, pentru că la vremea respectivă ei atât au putut, atât au știut și fără să vrea, cred că niciun părinte nu-și dorește la un moment dat să jânească copilul. Toate aceste răni sunt făcute la un nivel inconștient, fără să-și dea seama și de aia consider că în această viață nimeni n-ar trebui să facă copii până când nu-și rezolvă issue-urile, pentru că inevitabil, fără să vrem, transmitem la un nivel inconștient rănile mai departe copiilor noștri. Mamele chiar din burtică transmit stresul și suferința copiilor și mai departe, fără să ne dăm seama, chiar dacă avem impresia că suntem părinții perfecți și că le oferim o educație impecabilă, la un moment dat tot din tiparele cu care noi am fost obișnuiți în copilărie, tot iese ceva la iveală și transmitem mai departe și creăm fără să ne dorim o suferință copiilor noștri. Așa că eu când am născut-o pe Ela, eram aproape 70% vindecată și apoi am alertat procesul de terapie și de dezvoltare, tocmai pentru că știam că deja copilul e pe lume și că nu vreau să greșesc. Acum, cu noua bebelină, sunt 90% și spun 90 și nu 99, asta pentru că tot timpul apar lucruri imprevizibile și nu vreau să exagerez și să mă laud spunând că sunt 100%. Nu! Toată viața avem de lucru cu noi înșine și tot timpul apar tot felul de lucruri imprevizibile. Așa că vă recomand cu drag această carte și să facem copii atunci când suntem bine cu noi înșine. Pentru că dacă nu suntem bine, nici copiii noștri nu vor fi bine. Să fim fericiți și acum să trecem la lucruri mai puțin serioase, cum a fost acest vlog până acum, și să vă mai arăt ce a mai gătit soțul meu în această seară. Tati a făcut pinică și am mâncat toată coaja pinicii aproape. Și acum mâncăm teluțe, așteptăm pifteluțele. Uai, uite pifteluțele! Cu sos, piftele cu sos! Trăiască șef Burcea! Ciorbiță, ce bun e ciorbița! Ce fac pe acolo? Ela, ce literă e asta? A. Ce literă e asta? M. Ce literă e asta? M. Ce literă e asta? D. Ce literă e asta? D. D. Asta? O. O. Asta? C. C. Da. Asta? G. Bravo! Ela, asta? F. F. Bravo! Asta, Ela? Ce literă e asta? Buni. Buni. Bravo! Ela, și asta? C. C. Bravo! Coadă. Cu coadă, tu cu coadă. Bravo!